Iubitorii handbalului din municipiul Mediaș vor avea parte duminică de două partide de juniori, una la masculin și una la feminin. Prima va fi un joc amical între formația nouă înființată de băieți a Clubului Sportiv Orient Mediaș și Clubul Sportiv Odorheiul Secuiesc, iar în cea de-a doua, juniorile 1 ale CSS Mediaș vor întâlni CSS Dinamo Brașov. Duminică de la ora 10:30 se vor întâlni în sala sporturilor Clubul Sportiv Orient Mediaș și Clubul Sportiv Odorheiul Secuiesc. Pentru juniorii mediașeni, jocul va fi unul demonstrativ în condițiile în care echipa nu este înscrisă deocamdată într-o competiție oficială. Ne-am gândit să organizăm un cuplaș handbalistic în care în deschidere să evolueze echipa de băieți a Clubului Sportiv Orient Mediaș în compania Clubului Sportiv Școlar Odorhei. Va fi un joc, sperăm noi, frumos și spectaculos. Clubul Sportiv Școlar Odorhei are o lungă tradiție în handbalul masculin, au cucerit și titlul de campion și noi cu echipa Clubul Sportiv Orient Mediaș dorim să, cum am mai spus și cu alte prilejuri, să relansăm handbalul masculin mediașan. De la ora 12:30, tot în sala sporturilor, echipa de junioare 1 a Clubului Sportiv Școlar Mediaș va întâlni Club Sportiv Școlar Dinamo Brașov. Într-adevăr, este un derby. Suntem ocupantele primelor locuri din serie și noi sperăm într-un meci bun al nostru, având în vedere că avem o creștere a jocului. Suntem într-o pantă ascendentă, am mai făcut și jocuri de pregătire în aceste două săptămâni în care nu am avut etape și jocul nostru e unul bun. Este un derby al seriei între noi, CSS Media și Clubul Sportiv Școlar Dinamo Brașov, o echipă bună. Dar noi sperăm într-o evoluție foarte bună a fetelor noastre și să câștigăm